pacea Domnului. Mă bucur că sunt din nou în mijlocul dumneavoastră. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia din sabatul acesta, pentru că mă folosește în lucrarea aceasta. Îi sunt deplin recunoscător și mai ales vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că de fiecare dată când am venit în comunitatea dumneavoastră ne-ați primit cu mare drag pe mine și pe familia mea. Și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă țină obiceiul. Vom intra în subiectul de astăzi și aș vrea să vă spun că astăzi vom vorbi despre perspective, despre puncte de vedere. Să știți că vorbim despre semnul fiarei. Aș spune așa. Săptămâna aceasta discutam cu o persoană care face parte din Biserica Fraților Penticostali. Și persoana respectivă îmi spunea în felul următor. Spune, să știi că eu nu m-am vaccinat de COVID pentru că am considerat că acesta e semnul fiarei. Așa mi-a spus. Și sunt convins că nu este singura persoană. Eu personal cunosc foarte mulți oameni care au punctul acesta de vedere. Și totodată am auzit foarte multe persoane în mediul online care susțin punctul acesta de vedere. Spun ei, noi nu facem cu tare lucru pentru că noi considerăm că acesta e semnul fiarei. Și știți că la un moment dat apăruseră pașapoartele astea cu biometrice, cu chip. Îmi aduc aminte că până și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a ieșit în față și a spus în felul următor. Eu mă tem să fac demersul ăsta, să-mi fac pașaport, pentru că am impresia și cred că lucrul acesta va forța oamenii noștri, credincioșii noștri, să primească semnul fiarei, iar noi nu vrem să facem lucrul acesta. Timpul a trecut, lumea s-a obișnuit cu pașapoartele biometrice, oamenii și-au dat seama că nu era nicio problemă și au făcut pașapoarte. A mai trecut puțin timp, am ajuns la discuția chipurilor subcutanate. Cred că știți despre ce e vorba. Este un proiect pilot, în special se derulează în țările nordice, în special în Suedia. Și Norvegia și așa mai departe, în special în țările nordice, care spune că, mă rog, oamenii spun același lucru. Ar fi semnul fiarei, ne pierdem controlul, nu putem să cumpărăm și să vindem fără chipul acesta, să știți că acesta e semnul fiarei. Și interesant este faptul că nu doar oamenii practicanți, creștinii practicanți spun lucrul acesta, ci apar foarte mulți oameni, creștini nominali, care n-au nicio treabă cu religia, dar își ridică vocea împotriva acestui lucru. Să știți că noi nu facem lucrul acesta, că primim semnul fiarei, iar noi nu vrem. Dar oamenii n-au nicio treabă cu religia. Și totuși îi interesează semnul fiarei și să nu-l primească. Ați întâlnit comportamente de genul acesta? Cu siguranță l-am întâlnit. A mai trecut puțin timp, și a apărut, din păcate, a dat peste noi pandemia. A apărut vaccinul de COVID și vă spun, a apărut și teoria că nu ne atinge de vaccinul acesta pentru că acesta ar fi semnul fiare. Bun. Și tot așa, cred că lista va continua și lucrurile vor merge înainte în direcția aceasta cu alte și cu alte semne și lucruri care se vor derula înaintea ochilor noștri. Și să știți că vă mărturisesc faptul că până nu de mult obișnuiam să cred că oamenii ăștia sunt rătăciți. Și aveam și bază teologică pentru lucrul acesta, că spuneam eu, sunt rătăciți, așa cum spunea Domnul Hristos, pentru că nu cunosc Scripturile, săracii de ei. Și timpul trece și am ajuns la săptămâna aceasta. Am ajuns la săptămâna aceasta să port această discuție cu o persoană din cultul penticostal. Și mi-am dat seama că Dumnezeu încearcă să-mi deschidă mie mintea în primul rând. Încearcă să-mi deschidă mintea și să încep să văd lucrurile altfel. Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi în parte, acolo unde știe că avem nevoie și ne va presa în acel punct nevralgic până când ne va schimba perspectiva noastră. De ce spun lucrul acesta? Ascultați cu atenție teoria pe care o aduc înaintea dumneavoastră și vă rog să-mi spuneți dacă e adevărată sau nu și să vă rog să mă contraziceți. E un fel de dezbatere. Dacă
dumneavoastră considerați că n-am dreptate, vă rog să-mi spuneți. Lucrul pe care l-am observat în legătură cu toată această discuție a semnului fiare este că majoritatea lumii creștine, majoritatea covârșitoare a lumii creștine, este complet pe lângă subiect. Dar nu e pe lângă subiect pentru că interpretează greșit semnul fiarei. Atenție! Gândiți-vă bine la gândul acesta. Majoritatea lumii creștine interpretează în mod complet eronat semnul fiarei, dar nu asta mă neliniștește pe mine, ci mă liniștește următorul lucru. Atenție! Majoritatea lumii creștine este mai interesată să nu primească semnul fiarei decât să primească semnul lui Dumnezeu. E adevărat sau nu? Aș merge mai departe în ideea aceasta, într-acolo încât să pot spune că majoritatea lumii creștine de astăzi nici măcar nu știu că Dumnezeu are un semn. Și oamenii caută mai degrabă, își consumă energia în a se feri de fiară, încât nici măcar nu-și dau seama că interesul nu e să te ferești de fiară, ci interesul este să-L cauți pe Dumnezeu. Și de asta spun, e vorba de perspectiva în care vezi lucrurile. Și vă întreb pe dumneavoastră, pe fiecare dintre dumneavoastră în parte, v-ați surprins vreodată în ipostaza aceasta? Încât să vă gândiți la lucrul acesta, în special în perioada pandemiei s-a întâmplat lucrul acesta, să avem aceste gânduri mai introspective puțin și să ne luăm la cercetat. V-ați surprins vreodată în ipostaza aceasta în care să încercați să vă feriți atât de mult de semnul acesta al fiarei, oricare ar fi el? Noi știm bine, nu discut semnul fiarei, îl cunoaștem foarte bine din punct de vedere teologic creștin-adventist, care este și biblic de altfel. Nu intru în discuția aceasta, intru în discuția hotărârii pe care fiecare o ia. V-ați surprins în ideea că trebuie să mă oferesc de semnul fiarei? V-a prins flama aceasta? Eu vă spun că la începutul credinței mele, pe mine m-a prins foarte puternic. În sensul că, să spunem că ascultam predici, sau fiecare dintre noi asculta predici cu subiectul acesta, sau citeam din spiritul profetic, în legătură cu evenimentele sfârșitului și știm ce nenorociri de lucruri se vor întâmpla atunci. Și în sine mea mă gândeam în felul următor. Eu niciodată nu o să primesc semnul acesta. Păi tocmai eu care știu atât de multe lucruri despre Dumnezeu, să-L trădez în halul ăsta. Mai bine mur, spuneam eu. Vă spun, eram foarte viteaz când mă gândeam la lucrurile astea. Și din nou, repet, este și o bază teologică în privința aceasta, pentru că dacă nu primești semnul fiarei, ai scăpat, ești mântuit. Cine n-are semnul fiarei, a scăpat. Știți cine gândea așa? Au existat oameni în istoria biblică cu astfel de paradigmă, să spun așa. Se numeau farisei. Ei spuneau în felul următor. Aveau o schemă de gândire foarte bine așezată cu o, să o numesc, o idee de bază sau o axiomă care stătea la baza gândirii lor. Ei spuneau în felul următor. Atenție! Care este minimul necesar pentru a fi mântuit? Asta era gândirea fariseică. Ce trebuie să fac minim pentru a fi mântuit? Și răspunsul care era? Păziți legea. Păziți legea și ați scăpat. Și din nou, din punct de vedere teologic, este foarte validă ideea aceasta, pentru că dacă păzești poruncile, înseamnă că n-ai păcat. Dacă n-ai păcat, înseamnă că ești bun de cer. Corect? Și cu toate acestea, cum vă dă teoria aceasta? E bună? Nu e bună? Ar trebui să facem ceva în plus? Și adevărul nu este în el. Însuși Apostolul Pavel, de fapt, mărturisea despre lucrurile acestea în Filipeni 1, când spune, dacă stăm să vorbim despre neprihănirea bazată pe lege, eu, Pavel, sunt cel mai cel, sunt fără prihan. Și cu toate astea, când a apărut, când m-am întâlnit cu Domnul Hristos în drumul de pe Damasc și a dat jos cu mine de pe cal, a trebuit să mă gândesc de două ori
în direcția aceasta. Spuneam, revin la ideea de mai devreme, creștinismul din ziua de astăzi este atât de închistat pe a nu primi semnul fiarei, încât uită că prioritățile lui sunt altele. Și anume că trebuie să caute în mod activ, proactiv, semnul lui Dumnezeu. De ce spun lucrurile acestea? De ce am adus discuția despre fiare și semne și așa mai departe? Discuția pe care o purtam cu persoana din cultul penticostal a pornit de la ideea vaccinului, dar totodată de la ideea sabatului. Atenție, persoana cu care stăm de vorbă, mulțumesc lui Dumnezeu, era o persoană foarte sinceră, căutătoare de adevăr. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru că El face o lucrare foarte mare și foarte bună cu acești oameni. Și mă întreba în felul următor. De fapt, în povestea. Zice, eu am cunoscut credința acum 3 ani. Și persoanele care mi-au prezentat credința, mi-au spus totodată faptul că sabatul face parte din vechiul legământ. Din Vechiul Testament, era pentru o anumită categorie de oameni, dar nu pentru noi astăzi. Dar, și când intervine conjuncția dar, știi că ceva nu e, că ceva nu e bine. Dar, spunea persoana respectivă, eu simt în inima mea faptul că am nevoie de o zi în care să stau de vorbă cu Dumnezeu. Să-L caut pe Dumnezeu și să am comuniune cu El. Deși mi s-a spus că nu e așa, eu simt în inima mea că e așa. Și ce, sunt foarte confuz în privința asta. Nu știu ce să fac. Și vine întrebarea de 100 de puncte care ne place foarte mult. Asta e întrebarea noastră preferată. Mă întreabă persoana respectivă, deci, cum e cu sabatul? Mărturisesc că asta e întrebarea noastră preferată. Știți cât de... Și nu cred că ar trebui să ne învinuim neapărat în privința aceasta, pentru că suntem atât de dornici să împărtășim adevărul, încât abia așteptăm o fărâmă de deschidere din partea cuiva și vrem să-i spunem toți. Știți cum am reacționat în sinea mea? Mă dau puțin în spate. Am făcut ceva de genul, stai că-ți explic eu acum. Îți spun eu tot. Pe de-o parte e greșit, pe de-o parte nu. Ce spun este că ar trebui să avem foarte mult tact în momentul în care încercăm să spunem cuiva, să prezentăm cuiva adevărul biblic. Pentru că avem tendința să ne revărsăm complet cu tot adevărul odată, pentru că nu știm când mai prindem ocazia. Și hai să profităm de ocazie să spunem totul acum. Trebuie să fim foarte tacticoși. Asta ar fi un punct de vedere. Și a doua mențiune pe care vreau să o fac este aceea că suntem foarte binecuvântați pentru faptul că stăm astăzi aici și avem atât de mult adevăr. Sunt oameni sinceri care bâșbâie. Habar n-au. Iar noi stăm pe bănci și știți ce facem cu adevărul? Îl băgăm aici. Stăm așa cu el. E al nostru. Nu trebuie să-l dăm mai departe. Și sunt oameni care mor din cauza aceasta. Își pierd sufletele. Și noi îl ținem așa. Că ni l-a dat Dumnezeu nouă și trebuie să rămână pentru noi. Greșit. Sunt oameni care caută. Și săptămâna asta mi-am dat seama că trebuie să ne implicăm mai mult în privința aceasta. E datoria noastră. Este de datoria noastră. Deci, spunea persoana respectivă, spunem cum e cu sabatul. Mă rog, și am explicat persoanei respective că sabatul, știți discuția, sabatul și semnul fiarei merg foarte bine mână în mână și se întrepătrund. De fapt, nu sunt două, este un singur subiect, pentru că sunt foarte bine legate. Vă spun lucrul acesta ca să vă dau puțin context să înțelegeți de unde a plecat toată această discuție cu semnul fiarei. Însă, realitatea creștină nu se schimbă. Realitatea creștină este aceeași persoană. Aceasta este un caz fericit. Dar sunt mulți alții care trăiesc în aceeași realitate, care spune că pe noi ne interesează să ne ferim de semnul fiarei. Și mulți nu știu că Dumnezeu are un semn pe care l-a pregătit pentru copiii lui. Mulți nu știu că mântuirea nu vine din a nu primi semnul fiarei. Mântuirea vine din a căuta activ semnul lui Dumnezeu. Și ideea aceasta vă provoc la discuție. Cum e? E drept? Nu e drept? Ce ar trebui să facem noi ca popor? Ar trebui să ne concentrăm pe a ne feri de semnul fiarei, a merge către semnul lui Dumnezeu? Ce ar trebui să facem noi ca popor? Care este lucrarea noastră de astăzi în direcția aceasta? Să-L descoperim pe Dumnezeu oamenilor. Dar
Vă pun o întrebare. Credeți că putem descoperi oamenilor un Dumnezeu pe care noi nu-L cunoaștem? În primul rând trebuie să fie Dumnezeul meu. Și apoi să-L duc mai departe. Pentru că este foarte posibil să am atât de mult zel încât să duc oamenilor, să-L duc oamenilor pe Dumnezeu. Și să vreau să fac lucrul acesta și poate o fac în mod activ. Dar va fi o problemă și mai mare în momentul în care eu voi duce un Dumnezeu greșit oamenilor. Nu știu ce e mai condamnabil, să duc un Dumnezeu greșit sau să nu-L duc deloc. Avem foarte mare nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal și corect. Și apoi să mergem și să-L prezentăm celorlalți. Știți, în fizică, în lumea fizicii, există un principiu care se numește legea entropiei. Bănuiesc că ați auzit de lucrul acesta. Este a doua lege a termodinamicii, care spune, pe scurt, că orice lucru din lumea naturală, în starea lui naturală, are tendința către degradare, către descompunere, niciodată nu se va îmbunătăți. Să luăm un exemplu. Amvonul acesta. Amvonul acesta, lăsat așa cum este, neîngrijit, neatins de mâna umană, tot timpul va merge către degradare, se va descompune. Pentru că așa merg lucrurile în lumea naturală din momentul în care Adam și Eva au păcătuit. De ce ne interesează lucrul acesta? Aduc ideea aceasta înaintea dumneavoastră, conceptul acesta că toate lucrurile naturale se degradează și aș vrea să ne imaginăm cum îl mutăm în domeniul spiritual, în sfera spirituală. Cu aproape 1800 de ani înainte ca principiul acesta să fie lansat de către fizicieni, Domnul Hristos lansează principiul acesta în domeniul spiritual, în domeniul sufletesc. Știți ce spune Domnul Hristos în privința aceasta? El spune în Matei 12:30, cine nu strânge cu mine, risipește. Tertium non datur. A treia variantă nu există. Ori strângi, ori vei risipi. Nu există să stai pe loc cu învățătura pe care o ai. Nu vei păstra. Și acum, gândiți-vă, cum se aplică lucrul acesta în mod practic. Gândiți-vă la, să spun, Matei 19. E un exemplu foarte bun. Pilda a tânărului bogat. Că tot am vorbit despre farisei și despre lege. Tânărul bogat vine la Domnul Hristos la un moment dat și îi spune ce? Doamne, ce să fac ca să am și eu viață veșnică? Iar Domnul Hristos îi spune, păzește poruncile. Tânărul bogat răspunde în felul următor. Doamne, am făcut toate lucrurile acestea. Din tinerețea mea am fost foarte fixat pe lucrurile acestea și le-am ținut pe toate. Și acolo ar trebui să se termine discuția. Însă nu se termină. Punct și virgulă, iar tânărul bogat continuă. Dar simt că mai lipsește ceva. Exact aceeași discuție pe care acea persoană penticostală mi-o povestea, simt că îmi lipsește ceva. Tânărul bogat simțea că îi lipsește ceva. Practic, toată viața lui, el făcuse un singur lucru. Încercase să nu risipească nimic. Ținuse legea la perfecție, Dumnezeu îi dăduse legea, le-o dăduse lor evreilor și ei au ținut-o perfect, n-au risipit absolut nimic. Însă tânărul bogat vine la Domnul Hristos și spune, eu am impresia că nu e suficient să încerc să nu risipesc. Și ce îi răspunde Domnul Hristos? Ce îi spune? Dă la săraci și urmează-mă ca să ce vei? Vei avea o comoară în ceruri. Vino și strânge cu mine. Practic Domnul Hristos îi spune acesta. Nu e suficient să nu risipești. Vino și strânge cu mine. Din păcate, cu toții știm care a fost deznodământul tânărului bogat. Atât Biblia cât și sora White nu mai comentează în direcția aceasta. Nu putem decât să bănuim, nu știu dacă ar fi bine, Dumnezeu știe, dar da, gândiți-vă, o să fac o analogie, gândiți-vă că aveți o sumă de bani, o sumă oarecare. Și azi și mâine luăm din ea și poi ne mai luăm din ea, încercând să fim cât mai chipzuiți cu putință. Dar nu mai punem nimic peste, niciodată. Doar luăm de acolo, dar foarte puțin.
luăm puțin azi, puțin mâine, puțin poimâine și nu punem nimic niciodată. Ce se va întâmpla eventual cu acea sumă de bani? Se duce. De ce? Păi dacă nu completezi și nu pui peste ea, nu o să mai fie eventual cât să te chipzuiești. Luați conceptul acesta și mutați-l în sfera spirituală. Gândiți-vă la sufletul dumneavoastră. Dacă nu e cizelat în fiecare zi, dacă nu-l ungem cu alifiile lui Dumnezeu, dacă nu stăm de vorbă cu El, dacă nu ne rugăm, dacă nu-L cultivăm prin muzică sacră, prin tot felul de lucruri, binefaceri, pe care Domnul le-a lăsat ca noi să le facem. Dacă noi nu facem lucrul acesta cu sufletul nostru în fiecare zi, știți ce se va întâmpla eventual, încercând să nu risipești nimic? Seacă. Va seca, pentru că nu pui niciodată nimic peste El. Și doar ei, ei și ei. Asta spunea Domnul Hristos. Cine nu strânge cu mine, eventual, va risipi, pentru că n-ai cum să faci altfel. Și haideți să legăm discuția aceasta cu tânărul bogat, de ce vorbeam mai devreme cu semnul fiarei și sabatul și așa mai departe. Vă aduceți aminte dumneavoastră în Ezechiel capitolul 8, dacă nu, 9, dacă nu greșesc. În momentul în care Dumnezeu îi prezintă lui Ezechiel acea frumoasă viziune cu cetatea Ierusalimului. Și la un moment dat Dumnezeu vorbește cu un înger, cu acel înger care poartă în mână peceta lui Dumnezeu. Și spune în felul următor. Treci prin mijlocul Ierusalimului și fă ce? Pune-le pe cetea, pune-le semnul meu pe frunțile lor. Pe frunțile cui? Atenție, că e foarte important detaliul acesta. Pe frunțile celor care suspină și gem din cauza tuturor urăciunilor. Știți că este un text în Habacuc 1 cu 13, 12 sau 13, care spune în felul următor, vorbește despre Dumnezeu și spune: ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea tu să privești pe cel mișel, pe cei mișei și să taci? Uitați-vă la oamenii aceștia din Ezechiel care suspină și gem din cauza urăciunilor, care au același caracter, același suflet curat. Oamenii aceștia din Ezechiel care primesc semnul lui Dumnezeu au aceiași ochi curați ca aceia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ochii oamenilor care primesc semnul lui Dumnezeu nu pot vedea răul, pentru că sunt așa de curați, sunt exact la fel de curați ca ochii lui Dumnezeu. Dacă ochii tăi, ochii sufletului tău nu sunt la fel de curați precum sunt ochii lui Dumnezeu, care nu poate să vadă nelegiuirea, atunci semnul lui Dumnezeu va fugi de lângă noi, se va duce la altcineva, la cei cu ochii curați. Se pare că poporul lui Dumnezeu care primește semnul este una în caracter și în curăție cu Domnul Hristos. Altfel nu primești semnul. Și degeaba te ferești să nu primești semnul fiarei. Atâta timp când nu-l primești pe cel al lui Dumnezeu. Există un citat inspirat în cartea Evanghelizare care spune în felul următor. Domnul Hristos se va întoarce, nu, reformulez, când caracterul Domnului Hristos se va oglindi în mod desăvârșit în biserica sa, Domnul Hristos se va întoarce ca să ia la sine pe ai săi. Când ochii celor care trebuie să primească semnul lui Dumnezeu sunt la fel de curați ca cei ai lui Dumnezeu, atunci El își va pune pecetea lui pe frunțile lor și îi va lua la El. Știți ce se întâmplă cu ceilalți? Dumnezeu nici măcar nu-și face griji de ceilalți. Mă rog, impropriu spus nu-și face griji, dar nu trebuie să-i selecteze. Pentru că aceia care nu primesc semnul lui Dumnezeu se dau la o parte de la sine. Gândiți-vă că Ezechiel 9 continuă și îi spune celuilalt înger, îngerul inimicitor. Treci prin mijlocul cetății, după îngerul cu pecetea și fă ce? Spune, lovește în stânga și în dreapta, ochiul tău să fie fără milă, să nu cruți pe nimeni care nu are semnul.
Îngerul acesta nu se uită după oamenii cu semnul fiarei. Îngerii aceștia se uită după oamenii care nu au semnul lui Dumnezeu. Pe el asta îl interesează. N-ai semnul lui Dumnezeu, ești neghină. Și vei merge spre nimicire. Indiferent dacă ai căutat tu toată viața ta să nu primești semnul fiarei. Nu. Ideea de bază este caută semnul lui Dumnezeu. Ăsta este singurul lucru care ne va scoate din toată această greutate și această dilemă pe care o trăim. Gândiți-vă la comportamentul fariseului. El spunea în felul următor, când l-a văzut pe vameș. Ce i-a spus el lui Dumnezeu în momentul în care se uita la vameșul acela? Îți mulțumesc că nu sunt așa. Cu alte cuvinte, e suficient să nu-l urăsc, nu trebuie să-l și iubesc. Caracterul acestui om nu denotă decât maxim indiferență. Ca să nu-i facă rău, stă indiferent față de vameș și spune treaba lui cu Dumnezeul lui, eu știu că nu sunt așa, îți mulțumesc că nu sunt ca el. Se îndreptățește și este extrem de indiferent. El își vede de părticica lui. Ori, oare chiar așa ar trebui să fie? Cum ar trebui să arate un creștin în momentul în care îl vede pe fratele lui în necaz? Mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt așa. Știu că la prima vedere lucrurile astea sunt auzite și răs auzite. Le știm foarte bine. Poate ni le spunem și noi nouă. Dar parcă în momentul în care să faci pasul înainte și să te apuci, să te umilești înaintea fratelui tău, atunci doare și mă opresc că lasă că lucrează Domnul. Știe el mai bine ce trebuie să facă. Păi nu, Domnul lucrează prin tine. Sau prin celălalt, sau prin celălalt. Dar ce te faci în momentul în care nimeni nu iese în față? Vom rămâne cu un popor de farisei și cu un popor de vameși. Și culmea că vameșii eventual, la vameși eventual, va ajunge Dumnezeu într-un fel. Dar eu tot fariseu rămân. Mă întorc la discuția de mai devreme. Creștinismul de astăzi caută foarte mult să se ferească de semnul fiarei. Dar uită că Dumnezeu are un semn și că de fapt asta e acțiunea pe care ar trebui să o întreprindem noi, să-L căutăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Să căutăm să strângem, să agonisim cu Dumnezeu în loc să risipim. Și lucrurile acestea se întâmplă foarte ușor. Gândiți-vă la, să spunem, la Iov. Iov era personajul care nu știa absolut nimic despre Scriptură. Din punct de vedere istoric, cartea lui Iov este prima carte scrisă din canonul biblic. Nu Geneza. Cartea lui Iov. Și apoi a urmat Pentateuhul lui Moise. Și cartea lui Iov vorbește despre un personaj care nu avea niciun pic de Scriptură. Nu avea nicio scriere. Și totuși, în capitolul 29, el spune că eu, Iov, îi eram orbului ochi și șchiopului picior. Dar de unde știa Iov toate lucrurile astea, mă întreb? Că n-avea Scriptură. Pavel spune la un moment dat în Corinteni, dar nu vă îndeamnă chiar și firea lucrurile astea? Nu trebuie să știți, strici din fire, nici nu trebuie să citiți măcar. Nu spun că trebuie să dăm Scriptura la o parte. Dar știm de la sine. Dumnezeu a pus în noi binele acesta și inclinația către bine. Deci nu știu dacă ne este atât de greu să vedem lucrurile de care ceilalți au nevoie. E foarte simplu. Problema nu este că nu știm ce e bine. Problema este că trebuie să începem să ne urnim. Este hotărârea de a face bine mai grea decât să știi ce e bine de fapt. Este mai greu să hotărăști să faci bine. Gândiți-vă la lucrul acesta. Asta e singura modalitate în care începem să agonisim cu Domnul Hristos, încercând să semănăm cu El. Încercând să fim ca El, să fim atât de curați încât să nu putem vedea răul fără să facem ceva în privința aceasta. Trebuie să începem să semănăm cu Domnul Hristos. Altfel, El nu va veni și vom sta aici foarte mulți ani. Unde să vin? La cine să vină dacă în biserica Lui nu există caracterul? Nu-i caracterul Său, nu se oglindește. Sora White spune lucrul acesta în, nu mi-aduc aminte cartea, dar vă spun citatul. S-ar putea ca din cauza încăpățânării noastre să trebuiască să mai stăm aici încă foarte mulți ani. Bineînțeles, Dumnezeu are planurile Lui. El nu cunoaște nici grabă, nici întârziere. Dar s-ar putea să lucreze cu pietrele, eventual.
și să ne lase pe noi pe lângă. Gândiți-vă la lucrul acesta. V-aș invita să ne gândim în mod personal la lucrurile acestea. Eu cred că lucrarea este zilnică acasă. La biserică este frumoasă părtășia, trebuie să fie unitate în biserică și să fie dragoste pentru frați. Dar lucrarea începe de acasă. Un timp dedicat, așa cum spunea fratele Silvian aseară, o jumătate de oră. Care ți-e jumătate? La 6 la 6 jumate, de la 5 la 5 jumate. Indiferent de care ar fi programul fiecăruia dintre noi, lucrarea începe acasă, cu mine și cu Dumnezeu. Să stau de vorbă cu El, să încerc să îl cunosc. O să vă pun o întrebare banală. Dumneavoastră l-ați întrebat vreodată pe Dumnezeu ce mai face? Doamne, câte planete ai mai creat azi? E o întrebare foarte banală și puerilă la prima vedere. Dar e o discuție între doi prieteni. De ce numai eu trebuie să cer și el trebuie să asculte? Da, apoi să-L întreb pe Dumnezeu, care e atotputernic și stă El să-mi dea mie explicații. Nu, nu. Discuțiile astea sunt foarte la îndemână și foarte... E foarte bine să le gândim. Noi dialogăm cu Dumnezeu. Nu venim cu lista. Eu punem înainte, Doamne, descurcă-te, că Tu le faci pe toate. Eu vin înaintea Ta, că așa mi-ai spus. Nu. Vorbești cu Domnul Hristos, El spunea, vă numesc prieteni. Ce fac prietenii? Prietenii stau de vorbă între ei și spun toate lucrurile, își cunosc toate lucrurile. Și poate că Domnul Hristos nu are nevoie de un confident în mine. Dar eu cum aș putea să mă deschid înaintea Lui dacă nu-L cunosc? N-aș face și nu o voi face niciodată. Din nou, relația începe de acasă, de pe genunchi, în rugăciune și în studiu. Altă variantă nu există. Mă voi opri aici. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem lucrurile care s-au discutat astăzi și să facem pași activi în direcția aceasta, să căutăm să fim prieteni cu Dumnezeu, să fim asemenea Domnului Hristos în obiceiuri, în caracter, pentru ca El să poată să vină să ne ia acasă, eventual. Altfel vom sta aici foarte mulți ani. Și nu cred că vreți lucrul acesta. Pentru că toți îmbătrânim. Unii dintre noi sunt tineri și e foarte bine, dar când îmbătrânești nu mai e așa bine. Deci haideți să plecăm odată. Fie ca Dumnezeu să ne dea har și putere să lucrăm în direcția aceasta. Amin.